nu era bine să fiu mai mic un pic, măcar cu 40 de kg. Mă băgăm aici ca Tyrion din Game of Thrones. Lucram de picioare. Vinea un instalator, îți făcea treaba asta și îți lua vreo 300 de lei, așa? Mai bine luam robinetul de la... Da, da, luai și robinet și chemai instalatorul să ți-l pune. A. Haide, mine tu, Mărie, că nu mai cură. Nu? Nu. Și nici nu mai trebuie să scop banii în bunura să cumpăr mașină de spălat. Hai, Doamne, ce bine! Mi-a făcut nevastă mea asar o prăjitură foarte, foarte bună. E o zăstor, da? Da. Nu, prăjitură. Așa. E câteva zile din picură un robinet. Așa că am tot amânat, da, eu sunt foarte scârciș, e că să scop banii din buzunar. Mai bine l-am desfăcut tătătăt și să vedem dacă l-am putut repara. Sper ca să găsiți inspirație în videourile astea și din când în când mai găsiți la Lidl cutie de asta cu garnituri. E foarte folositoare, că deja am folosit-o de vreo 5-6 ori în locuri diferite. Iacinii înăuntru a fost o garnitură care s-a uzat. Și acum sperăm că... Uită-te la Mauco, să uită la tine. Ce faci, mă, mâțule? După cum se simte când intră piesa asta înăuntru, timp să cred că nu va mai picura. Ce s-a întâmplat? Că de la robinetul ăsta care picura, o picura pe mașina de spălat și nu mai mergea nici mașina de spălat. Și am început să mă îngrozesc. Am zis, vai de mie, trebuie să cumpăr mașina de spălat, nu apa aceea, nu știu repara. Dar, ca norocul că m-am uitat pe dedesubt și pe dinapoi, mașina asta de spălat, dacă vă dă eroare E15 sau aveți scurgeri de apă, cum am pățit noi, pe dinapoi a ei, să știți că dacă se adună apă în partea de jos, ea nu mai merge, dă eroare de lichide. Și atunci trebuie să o culcați pe o parte să se scurgă apa și apoi va porni din nou, a funcționa cum trebuie. Că Andrei a încercat cu bontănil, cu lovituri, cu ciocanul mai dacă tăia, că a crezut că e vorba de panoul de control. Deci suntem la robinet, mașina de spălat funcționează bine. Bucătăria asta o să o mutăm noi dincolo, dar deocamdată aici cel mai practic, avem apă caldă acolo, n-ai apă caldă. Așa. În interior aici avem o... un lăcaș pentru o garnitură de asta foarte mică. Deci când găsiți din astea la Lidl, cumpărați-vă. Dacă sunteți ca mic. Dacă nu vă interesează să puneți mâna pe nimic, nu vă dați banii pe deja. Așa. Acum, robinetul ăsta a funcționat 10 ani fără probleme. Și mă gândeam eu că e cam vine rândul să facă figuri. Dar uite că e numai o garnitură. Acum o să-l asamblez înapoi. Trebuie asamblat cu socoteală, că nu intră oricum. Aici e o mică mică până care intră un singur. Și mai avem un furtun care vine de sus în nostru. Iar așa mie. Cel mai rău e când știi să faci de tătie, că atunci nu te lasă nevasta, atât timpul îți dă ceva de făcut.
Așa, cine nu știe nici înșuruba un bec, poate zice, nu pot, că mi-e frică. Apropo de becuri, eram la Oradea, la părinți. Noi locuiam la etajul 4 și era o scară de aia metalică pe care urcai în pod sau pe bloc. Cine n-avea pod la bloc. Și m-am suit pe scară de aia că era becul, se stricase becul, să schimb becul și n-am băgat de seama că în partea de sus se spărsese și băgând mâna să-l deșurubez, am băgat mâna exact pe spirele alea. Ah, ce m-am curentat! Am sărit de acolo de numai. No. Câți ani avem? A, pe nu mai știu că nu mi-am scris în condică toate dramele pe care le-am trăit eu viața asta. Ce fac eu de dimineață după ce mă trezesc, mă spăl pe față? Nici mâncare nu-ți-o. N-am dat nici de mâncare. Animalele mă așteaptă să mă duc să mulc caprele, dar am zis că... Ia că s-a făcut top deja. Mai important robinetul ăsta astăzi. Amu intră. Ia ce vine, intră. Știi că sunt o grămadă de bărbați care le place să aibă toate cheile din lume și toate... Bine că aia care le place să aibă și cam mare. Dar sunt care le place și numai să aibă. Și e bine să ai câte un pic, că... Ia ce fain poți repara și să vezi tu că nu mai picură de data asta. Crezi? Cred. Eu am mai umblat odată acolo și am băgat garnituri, am băgat în jos de toate dimensiunile, dar nu l-am putut vedea. Că era prins pe poziție. Și pe țâmburucul ăla mic, am tot băgat garnituri de toate dimensiunile. Acum am văzut că e garnitura, ca să stea la locul ei, are un canal. Și acum, ținând așa la mine, am văzut cam ce dimensiuni de garnitura are. Și destul de hotărât că de data asta nu va mai picura. No. Ia să vedem. Băga la loc. Amu era bine să fiu mai mic un pic. Măcar cu 40 de kg. Dar ce vroiai să fii inexistent, practic? Mă băgam aici ca Tyrion din Game of Thrones. Lucram din picioare. Lucram din picioare, n-aveam nicio treabă. Cam așa ar fi. Doamne ferește! Binește tu ce fain era. Nu. Foarte. Nu mi-ar place. Mie știi că nu-mi plac bărbații slabi. Da, nu. Da. Nu ți-ar plăcea ție un Daniel Subțărel. Nu mi-ar plăcea. Lasă-mă. Mi-ar plăcea mie, că deja aminte n-aș mă apropiu de 40 de ani și ticiorile mele strigă când umblu pe dealurile astea. M-a zic, băi, lasă-mă-n pace, băi, admiră priveliștea, așa zic picioarele mele, șezi și admiră priveliștea, unde umbli? Știi? No, dar ce să faci? Că nu poți să-ți placă și prăjiturile și să fii și... Bine-a fi, nu vă necăjiți. Ia să vedem dacă picură. Și apoi suntem gata. Am zis la Andreea să filmeze cum fac eu treaba asta și cât mă chinui aici, că... Când se gândește despre mine că nu prea fac tare mult, așa când e câte o zi de iarnă și mai multă relaxare, să îi spun, du-te și te uite la video ăla să vezi cum am stat eu de moduru mâinurile până în coate și... Cum am stat închis și pe colonii. Gata. Da, sigur. Când a venit mai aproape. Nu. Vinea un instalator, îți făcea treaba asta și îți lua 300 de lei. Așa? Mai bine luam robinetul de la... Da. Da, ai și robinet și chema instalatorul să ți-l pune. Nu te da tu curajoasă, lasă că știu eu cum e treaba.
Băul. Acum, cum am identificat eu unde era problema? Nu picura deloc când robinetul era oprit. Instalația era sub presiune și nu picura. Dar până acum, picura când dădeam drumul la robinet, picura pe aici până într-o. Asta înseamnă că nu era la îmbinarea dintre furtunie și nici de la îmbinarea între furtun și robinet, ci undeva mai sus, următoarea îmbinare. Acum să vedem. Haide mine tu, Mărie, că nu mai cură. Nu? Nu. La spune. Io, ce fain, ce bine că mă pricep. Mânurile astea mele. Ce îndemânoase, tu ce binecuvântare de la Dumnezeu. Cum mă descurc eu cu tătie. Io. No. Vedeți? Cum se numără succesele. Una, două, trei, patru, ia. Bătăturile. Cum am învârtit de robinet. Dincolo. Da, ia, că ia. Sunt la cum te-ai jucat poker. Da, poker. Bă. No. Și nici nu mai trebuie să scop banii în bunura să cumpăr mașină de zbălat. Mai da, mie ce bine. Ioi. Lasă că știi ce? Multă lume se mută la țara mult și se mută departe de meseriași, de instalatori. Să vă văd pe voi cum vă puneți mânuța și vă rezolvat problema. Că așa se face românul în general. În general românul s-a priceput și o tot făcut de tăie. Și-a rezolvat probleme. Nu e o problemă, nu suntem noi de aceea. Dar mai sunt. Dar mai sunt între noi curajoși care... Ăsta mi-a fost norocul că eram în Anglia și englezii nu știau să pună nicio aplică pe perete. Niciun bec nu știau să schimbe. De câte ori am mers eu la om, vreo 40 de minute cu metrou, ca să ajung la el să-i schimb un bec și să-i cer vreo 35 de lire. În Anglia. Și îmi dădea un frumos 35 de lire, mulțumea, și eu meream înapoi. Și câștigam în două ore, 35 de lire. Cu drumul. Și apoi mă mai chema omul la altceva și dacă eram acolo... Aaa, nu vrei să-mi pui și tablourile astea pe perete? Cât m-ar costa? Curam vreo 2-3 ore, câteodată, făceam 50 de lire. Da. Dar pentru aceea trebuie să fii îndemânos, să ai un pic de șurubelință la tine, un pic de... Că știam eu, îmi duceam câte un pic din dietate, când mereu la acela, la câte unii trebuia reglată clanța, trebuia strâns un pic ușița de la bucătărie, da. Mai că ți-ai o oglindă, oglinzi, că își luau oamenii oglinzi, tot timpul erau pe la TK Max oglinzi. Și tablouri și aia este. Da. Mai merem și asamblam câte mobilă de la IKEA, uite așa frumos, lucram 3 ore pe ea. În caz cât lumea se întreabă cum am ridicat casa sau... Nu, casa asta a fost ridicată cu foarte mari sacrificii și greutăți. Oamenii se laudă în general cu chestiile astea ușoare, care le ies câteodată și au fost destul de multe. Poate că 2-3 pe lună, dar în general era muncă și munceam din greu, munceam câte 2-3 lucrări câteodată. Am pățit într-un an că lucram în serviciu angajat, mi-a luat ciubuc după. Și mi-a mai picat un ciubuc după ciubuc, de la ora 9 până pe la ora 12 am tăi lucrat noaptea să asamblăm un loc de ăsta de joacă pentru copii la exterior și pe ploaie. Na. Deci cu multă muncă și mult sacrificiu și multă îndemânare am reușit de a-mi repara robinetul ăsta și acum merem să mulgem caprile, că suntem țărani, mai pierdem vremea, mai admirăm priveliștea și ne bucurăm de ziua de astăzi, că vine primăvara. Dragilor, vă mulțumim de vizionare, asta a fost videoclipul de astăzi. Neapărat scrieți-ne în comentarii reacțiile voastre. Așteptăm cu interes să vedem voi ce știți să montați, voi ce știți face, lăudați-vă acolo, ce ați reparat ultima dată, da? Trebuie să ne spuneți, voi ce știți repara, cu ce vă ocupați? Că așa e numai cu statul și cu admiratul și cu datul de like-ul și cu comentarii răutăcioase pe YouTube, toată lumea știe. Și vă mulțumim pentru vizionare, vă salutăm și ne vedem data viitoare. Apropo,
dacă are cineva pe lângă casă și nu-i trebă, ia o biluță de asta, mi-o sărit de aici și nu mai îmi stă piesa. Te trebuie să țin când îmi șurubezi. O biluță ca săracul, ca mojicul. Deci dacă aveți o biluță de asta, să mi-o trimiteți, vă rog, că vă dau adresa. No, asta e atâta fotă bani. Asta e poșetuța. De când mi-am pierdut biluța aceea, i-am și dat la Andy trusa asta de sculenat. Chinuie-te tu cu ea. Că mai vrea și poate foarte mare acolo. Mai vrea și ea din când în când să mai facă câte o bravură și să meșterească câte ceva. Vede pe bărbatul s-o și s-apucă și ea. Bun. Atât. Te las pe tine să strângi. Lasă că le strâng eu, că tu nici nu știu unde să mi le pui. Aia ți-o pui, că tu cu aceea te descurci.